Din numărul total al populației Moldovei, 583.000 sunt copii sau 22%. Asta arată datele prezentate de către Biroul Național de Statistică cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Astfel, fiecare a cincea persoană are vârsta de până la 18 ani. Un loc important în completarea acestui grup de vârstă îl dețin copiii nou-născuți, care în 2019 au constituit 32.000, fiind în descreștere cu 7,8% față de anul precedent. Aici trebuie de precizat însă un lucru important. Rata natalității înregistrată în 2019 a constituit 12 născuți la 1000 de locuitori, fiind cea mai joasă din ultimii 5 ani. Cu toate acestea, anul trecut în cele 1486 de grădinițe din țară au fost înscriși 149,7 mii de copii, cu circa 200 mai mulți față de 2018. De cealaltă parte, numărul elevilor înscriși în cele 1226 de școli a fost de 331,1 mii, cu 1000 mai puțin comparativ cu anul de studii 2018-2019. Ce ține de componența familiilor, acestea au preponderent câte un singur copil, cele cu mai mulți micuți fiind caracteristice mai mult satelor.